În curând, publicul din România va putea urmări un nou film independent realizat de un foarte ambițios regizor și actor român stabilit la Londra. Este vorba despre un film internațional, al cărui subiect principal este libertatea individuală, dar și modul în care este ea influențată de mediul în care trăim. Timp de 4 ani, Cosmin Zaharia s-a implicat total în realizarea acestui film, iar acum se pregătește să-și vadă visul pe marile ecrane din țara natală. Vorbim despre toate acestea în minutele următoare. Bun venit, Cosmin! Bine te-am găsit, Corina. Mulțumesc frumos pentru invitație. Și noi mulțumim foarte mult. Mă bucur că reușim să vorbim despre acest vis. Dar înainte de toate, aș vrea să vorbim puțin despre tine. Actor, regizor, producător, scenarist. Asta scrie sub numele tău. Cam pe așa... micile și marile ecrane. Da. În ce ordine? Actor, apoi producător, apoi scenarist și regizor. Dar când ai descoperit că a fi creator de film este drumul tău? Am plecat în Londra pentru a studia la masterul și la un moment dat m-am apucat să fac propriile mele chestii. La început niște scurtmetraje, apoi am vrut să-mi pun ideile în aplicare și m-am apucat și am scris. Apoi mi-era cumva să-i las pe alții să-mi regizeze poveștile. Și m-am apucat, dar toate chestiile astea mi-am dat seama că e ok ceea ce fac, datorită feedback-ului publicului. Și atunci, pas cu pas... Au venit natural. Da, au venit natural. Deci nu mi-am impus nimic. Să le spunem celor care ne urmăresc că ai studiat regie în România și ți-ai continuat studiile cu un master în teatru și film la Londra. Am studiat actorie în România și pe masterul pe film și teatru pe actorie în Londra. În ceea ce privește regia am fost autodidact. Și ai prins curaj după scurtmetrajele pe care le-ai realizat și care s-au bucurat de reacții pozitive să încerci un lungmetraj. Da. The Music Island nu este, așa cum spuneam, doar primul tău lungmetraj, ci și visul tău din ultimii 4 ani. Dar cum a apărut ideea acestui film? Am plecat în anul 2017 într-o vacanță, în Ibiza. Și datorită unei perioade destul de tumultoase de dinainte, am zis, bun, o să stau cam o lună de zile, vreau o vacanță mai îndelungată. Ajuns pe insulă, m-am îndrăgostit de vibe-ul insulei, de libertatea oamenilor, de libertatea de a se exprima, de energia insulei și era, e totul ca într-o bulă. Și atunci, pur și simplu, m-am luat laptopul, m-am apucat să scriu la scenariu. Nu m-am gândit că o să fac lungmetraj. M-am apucat să-l scriu la început ca un scurtmetraj. Pe urmă, am zis, măi, încă mai am idei, mai vreau să scriu. A devenit mediumetraj și pe urmă lungmetraj. Nici o clipă nu m-am gândit, ok, acum trebuie să-l mai și produc, să mai și pun banii în el. Adică, cu cât scria mai mult, cu atât îmi dădeam seama că totuși e dificil de produs. Dar n-am gândit în funcție de bugetul pe care mi l-am alocat. Am scris pe laptopul acela exact ceea ce voiam eu să fie. Și iată că după 4 ani de implicare totală, da, chiar, ai reușit. Insula muzicii e o metaforă a libertății. Exact. Ce înseamnă, de fapt? Pentru cei care vor viziona filmul, aș putea să spun că am încercat să aduc anumite simboluri și mesaje. Deci este o poveste comercială a unui tânăr dintr-o familie eșuată, care are o relație cu o fată în Londra, dar după care el pleacă în Ibiza. Acolo cunoaște o altă persoană și cunoaște sentimentul ăsta al libertății, după care se reîntoarce în Londra și devine un răzvrătit împotriva sistemului, fiindcă nu suportă să fie îngrădit de toate regulile societății. Și evident, la un moment dat s-ar putea să aibă de plătit pentru toată rămâne toată să descopere lui. Asta. Da, nu vreau să spun. Ce ca să mă opresc. Vor merge să vadă filmul și invităm să facă acest lucru. Vorbim despre un film internațional. Da. Filmat nu doar în Ibiza. Deci în Ibiza, în Spania, în Londra, în UK, în Cluj și în București, în România și în Cavarna, în Bulgaria. Da, un film internațional, nu doar din pricina acestor locuri în care a fost filmat, dar și echipa de producție, distribuția. Castul, da. De ce un film internațional? În primul rând, acest film este o parte din mine. Personajul pe care îl joc acolo nu sunt eu, dar am pus din experiența acumulată pe parcursul vieții și Londra, atât Londra cât și Ibiza, sunt două orașe cosmopolite, unde este un mozaic de culturi și de naționalități. De asta am și creat povestea în aceste două locuri pentru a arăta diversitatea unei societăți
în care oameni din toate colțurile lumii vin și conviețuiesc. Și am ținut să fac castingul în așa fel încât să aduc actori din țările respective, conform personajelor mele, dar să vorbească când ei m-au întrebat, în momentul când ei m-au întrebat, bun, acum vorbim, îmi cer o engleză perfectă, am zis nu, nu vreau să vorbești apii, vreau să se înțeleagă, dar vreau să fie un accent autentic. Eu consider că aduce la originalitatea poveștii, dar asta rămâne de văzut. Dar în ce măsură se regăsesc în film și elemente inspirate din viața ta sau din realitatea din jurul tău? Da, în primul rând, am o singură scenă făcută în România și jucată în România, în care acțiunea se petrece în România. Intenționat am vrut să fie doar o singură scenă, fiindcă am vrut să fie reprezentativă. Omului care este ignorant, adică dă vina și nu-și asumă absolut, dă vina pe toate celelalte și nu-și asumă absolut nicio responsabilitate pentru faptele lui. Și consider că chestia asta se simte la noi puțin în societate. De ce crezi? Fiindcă, uite, de exemplu, dacă ți se întâmplă ceva, da? A, pe Dumnezeu a vrut așa. Dacă, nu știu, nu-mi iese ceva. A, păi știi ce, las, că o fi bine și așa, da? Că ălalt e de vină, dar nu, zi-o, lasă-mă, că... las, cum o vrea Domnul? Nu este așa, fiindcă viața este consecința deciziilor noastre. Nu putem acuza pe nimeni pentru eșecul sau pentru succesul nostru. Unde ai învățat aceste principii Nu le-am învățat, sincer să fiu, le-am descoperit pe parcursul vieții și prin locurile pe care am umblat. În fiecare loc al lumii unde am fost, am încercat să mă îmbogățesc cu experiențe, dar nu atât de mult din experiențele mele, cât din ale celorlalți. Am încercat să observ percepția lor despre viață. Și consider că cu asta ar trebui să se aleagă cel puțin fiecare român care trece granița și ajunge într-o altă civilizație, într-o altă societate. Dar dacă ar fi să vorbim despre experiențe sau poate persoane care au contribuit în mod decisiv la formarea ta, care ar fi? Sincer să fiu, am avut noroc de oameni minunați în jurul meu. Mama mea a fost un pilon în familie. Tatăl meu, din pricina circumstanțelor, nu a putut să contribuie prea mult la chestia asta, dar prietenii au crezut în mine și au crezut în mine și chiar vreau să le mulțumesc pe calea asta și a tuturor celor care m-au sprijinit, fiindcă au văzut pasiunea și energia mea și dorința de a face. Eu consider că dacă vrei ceva cu adevărat, poți. Și chemi toate energiile Universului și o să se întâmple chestia. Dar să o vrei. Spuneam că ai fost producător, regizor, dar și actor principal în filmul pe care l-ai realizat. Cât de mare a fost responsabilitatea asta și cum ai perceput-o? Enormă. Fiindcă am lucrat cu un buget foarte limitat. Și dacă, de exemplu, la alte filme se poate trage cu 2-3 camere în același timp și poți să iei pe urmă take-ul care îți place și să montezi direct scena respectivă, prim plan, mediu plan sau plan general, eu am tras cu o singură cameră. Și a trebuit să repetăm scena de multe ori. Da, cu o singură cameră. Și s-a repetat foarte mult. Pentru a diminua șansele eșecului pe platoul de filmare, eu am repetat foarte mult cu actorii. Și am repetat, oricum, cred că asta îmi va fi și de acum înainte apropierea regizorală. Repet cu actorii până când ei devin una cu personajele. Și atunci nu prea ai cum să dai greș. Spuneam că filmul este o metaforă, da. Dar faptul că ai investit tot în acest vis nu e o metaforă, dacă am înțeles realitate. Corect. Mi-am pus la bătaie tot timpul, banii, energia, sănătatea și viața personală, spuneai. A meritat? Apropo de sănătate, în 2019, când am făcut filmările, aveam și un job pe lângă. Și cred că am dormit în medie în 2019 undeva între 3 și 4 ore pe noapte. În decembrie 2019, după ce s-a terminat toată producția filmului și am zis it's a wrap, zice în engleză, m-am dus și mi-a făcut toate analizele de sânge. Și trigliceridele mele și triple. Și m-am dus la doctor și i-am spus, de fapt, că mi-a citit mie rezultatele. Și după ce i-am spus ce am făcut, a zis, știi ce ai nevoie? De multă odihnă. Și pur mă poți să mai apuci de încă un film. Ai repetat experiența asta? Aș repeta-o, dar nu știu dacă chiar la nivelul ăsta, fiindcă am sacrificat tot și a fost mult prea mult. Care a fost etapa cea mai dificilă? Perioada filmărilor, fiindcă era stresul enorm.
eram și regizor, trebuia să am grijă și de ceea ce se întâmplă pe platou, de filmare. Aveam și multe chestii, fiindcă mă ocupasem de producție o perioadă înainte, până m-am pus producătorul să se ocupe, pe perioada filmărilor. Era și stresul financiar, care nu aveai voie să dai greș, fiindcă trebuia să te coste autorizația respectivă pe aceeași locație, iarăși o grămadă de bani, mai ales filmând în Londra. Și asta aș putea să spun că a fost dificil pentru mine. Și cum se simte acum faptul că mai sunt câteva zile până la lansarea acestui vis pe marile ecrane? Nu pot să zic că mi se pare ireal. Și de ce? Fiindcă știu cât am lucrat pentru el. Pentru mine, cred că cea mai mare satisfacție, fiindcă de la început, de când l-am făcut, pentru mine a fost un risc. Nu știam și nu știu cum o să fie perceput încă. Adică le place trailerul oamenilor, dar nu știu cum o să perceapă filmul. Și pur și simplu am vrut să-mi fac visul și să-mi pun imaginația în funcțiune și să-i dau o formă. De când poate fi urmărit filmul în România, bun, în cinematografe? Deci, bun, premiera filmului va fi pe 6 mai și va fi în cinematografe în orașele București, Cluj, Timișoara, Sighet, Borșa, Iași, Galați și Constanța. Nu putem încheia înainte de a te întreba care e următorul vis în domeniul acesta. Deci dacă, da, am scris de fapt un scenariu, deja are 290 de pagini. Este un proiect imens despre viața tenorului Vasile Moldoveanu. Inspirat din cartea fostei sale soții, Maria Margareta Bobeanu Moldoveanu, care a luat un premiu, premiul întâi în Monaco, și care spune despre viața unuia dintre cei mai mari și faimoși tenori în România. Să le reamintim totuși telespectatorilor noștri cine a fost Vasile Moldoveanu, o personalitate de excepție, cum spuneai, de talie mondială, recunoscută și apreciată în afara granițelor țării și condamnată la moarte. Condamnată în lipsa lui la moarte. De către regimul comunist. Da. Sentința a fost ridicată, dacă nu mă înșel, după 1990. Ulterior, da. Da. Foarte interesantă poveste. Așteptăm cu nerăbdare când vor începe filmările. Am terminat scenariul, sinopsis absolut tot. În momentul acesta umblăm puțin după sponsori, fiindcă e foarte greu. Necesită un buget foarte mare. Și nu vreau să-l fac. Dacă pentru asta am făcut multe compromisuri, pentru celălalt nu vreau să fac niciun compromis. Îți dorim mult succes, mulțumesc. Cosmin, te mai așteptăm la a doua Românie să vorbim despre aceste proiecte. Numai bine! Numai bine!